Reorganizarea secțiilor de poliție înseamnă o eficientizare a activității, lasă să se înțeleagă oamenii legii. După orele de program, echipe constituite din 2 oameni vor efectua patrule în localitățile componente. Atunci când va fi cazul, oamenii vor fi chemați și de acasă. Avem pe fiecare schimb câte 2 patrule. S-a împărțit în 2 zone de patrulare. Dacă sunt 2 evenimente în același timp, putem să cuplăm cealaltă patrulă. Ne dă voie dispoziția să o dirijăm acolo unde este evenimentul. Dacă intervine și al treilea eveniment, apelăm la celelalte forțe care sunt în apropiere, respectiv și lucrătorii din cadrul Poliției orașului Târgu Cărbunești. Este, dacă va fi cazul, veți chema oamenii de acasă? Atunci când situația impune, în situațiile când se impun, există și această posibilitate. Dacă la început au vociferat cu privire la reorganizare, acum primarii din localitățile gorjene se declară foarte mulțumiți de modul în care se lucrează. În acest fel speră să scape mai ușor de răufăcători. Acum cetățeanul se simte mai protejat și se simte oarecum mai ferit de pericole, pentru că vede acea patrulă care merge la nivelul localităților în după amiezele în care se organizează această patrulă și nu numai atât, se poartă și discuții cu privire la identificarea unor persoane care încalcă legea și de altfel se pun în discuție și elemente care ar stinge aceste cauze. Prezența în localitate cel puțin de 3 ori pe săptămână, în orice localitate, zic că dacă la albenii se întâmplă lucrul ăsta în toate localitățile, omul vede și, să vă spun sincer, și chiar furturile de lemne în ultimul timp s-au stagnat, pentru că este o chestie de omul se gândește, bă, ceva e inopinat, e un control inopinat și se ferește. Eu cred în viitor că va da rezultat această formare a secțiilor de poliție rurală. Pe această reorganizare s-a urmărit posibilitatea efectuării patrulărilor intercomunale pe 3 schimburi și cu efective mărite. Coordonarea eficientă a efectivelor de ordine publică dintr-o zonă de ofițeri specializați în desfășurarea activităților operative și aplicarea măsurilor coercitive de către polițiști, fără a lua în considerare influențe și simpatii locale.